E bun, prieteni, bun găsit la contuzia săptămânii, emisiunea de sinteză a celor mai importante știri din Moldova și din internet. Mă numesc Fidel Bernstein sau cum mi se spunea în Venezuela, Carlos Chupa Carlos. Da, asta vă rog să nu spuneți nimănui. Astăzi contuzia săptămânii este exclusiv despre politică și exclusiv despre un singur eveniment. M-am săturat să grezi despre economie, socială, cultură, nimeni ascultă. Ajunge! În sfârșit azi vorbim despre cei mai iubiți dintre pământeni, politicienii din Republica Moldova. Suntem în prima ședință din sesiune. Să sperăm că sărbătorile ne-au făcut mai înțelepți, mai responsabili și au aprins în conștiința noastră acea iubire de țară care pare a fi murit în sufletul unora. Fidot, ce cu tine? Ce cu cenaclul ăsta de poezie? Vă întrebați voi, pretențioșilor. Dar nimic, asta pur și simplu Tudor de Liv, deputat pe Redeme, ține o comentarie în Parlament. Ce deodată aruncați cu petrecere? Domnul Deliu a ținut cuvântarea atât de sensibilizante că tocmai jumate de parlamente a simțit că se umectează și a plecat din sală. Eu în gândul meu zic, da, e că asta gest, asta deputat, asta curaj, să scrii speech-ul, să citești de pe foaie, da, la citi de pe foaie, dar în schimb, nimeni nu ascultă, nu? Măcar ceva avantaje, uitați-vă. Iacov vă face pe vahtiorul, să zdravește cu Castian, cu domnișoară să zdravește. Bravo, domnul Colțun, mereu la înălțime. A uitați-vă, țârdea pleacă la sediul partidului să bea niște apă evian. Nu acolo la dumnealui orifice bucal din când în când. Nu tare curățel, dar cine știe, mâine pui mâine vine ceva din Bahamas, trebuie să aibă pe unde să intre. Nu, 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 stai că de fapt mai sunt întreri. Ei da, totuși gura, cum spun și investitorii, trebuie să fie mereu curățică. Și că pe lângă toate astea, Tudor Deliu ne vorbește nouă despre patriotism, păsările, păsărici, chestii. Nu forțați nota cu atâta tupeu că până la urmă asta va fi și propria voastră ghilotină. Sincer să fiu, văzând de talentul oratoric a domnului Deliu, văzând de recepția publicului, uitați-vă, bolea, când o fac tocmai s-o scoat din picioare și mers mai aproape de ușă, de domnul Deliu, ca să-l asculte mai atent, da. Ei și mă gândeam că să fie bă revoluție, răscoală, după intensitatea emoțiilor. Dar eram și o leacă sceptic și păcat că eram, pentru că din greșeală am uitat că în sală mai este și domnul Andrian Candu, care ceva acolo a auzit în speech și s-a aprins. Pe semne că l-a atins ce a spus domnul Deliu. Și eu probabil știu ce l-a atins, pentru că domnul Deliu i-a amintit lui Candu că el anul trecut, în luna martie, a scos pe gură, uite așa, o bucată de brânză de burduf. Când crezi dumneavoastră că va veni vremea când, de exemplu, părinții vor avea suficiente argumente pentru a spune copiilor lor că nu trebuie să plece din țara asta? Atunci când copiii vor avea posibilitatea să se angajeze. Când va fi asta, în opinia dumneavoastră, din ceea ce plănuiți voi la PDG, Alianța Majoritară, Guvernul? Maxim un an de zile. Un an de zile? Da, maxim un an de zile. Maxim un an de zile, da. Da, da, da. Și când s-a apucat domnul Andrian să glăsuiască, vai șamar, ia-n ascultați. În anul 2016, o mână de deputați au avut curajul să formeze o majoritate parlamentară pentru a întoarce încrederea și a partenerilor de străinătate și a cetățenilor. Încrederea partenerilor, asta clar, de că încrederea cetățenilor a fost câștigată fără îndoială. Dragi cetățeni, nu știu, cei 12 care mă urmăriți, scrieți vă rog frumos în comentarii, fiți buni, câte încredere anume aveți voi în dumnealui. Puteți să folosiți și imagini. Și în anul 2016 au fost depuse eforturi considerabile, zile și nopți lucrate ca acest lucru să se întâmple. Mă întrebați dacă viața e mai bună? Da. Prieteni, eu am rămas o leacă mult, în sens că e fără cuvinte, în sens că nu mai am ce adăuga. Viața este mai bună, deja este mai bine, punct. De ce nu? I-am scris repijor în comentarii, ce anume se pare că este mai bine și de data asta puteți folosi imagini. Dar eu între timp mă întorc la domnul Candu, poate aflăm ceva nou. Eu am o sugestie. Aha, spune, Andrian. Depășiți captivitatea de care vorbiți din minte și din suflet. Fiu, gata, mă apuc de meditație, mă curăț la subțiori, beau ceva probiotice și mă lepăd de captivitate. Coboriți din speculații și din manipulări și dezinformări. Da, speculații, să încetăm cu speculații, da, adică să nu promovăm știri despre 30.000 de sirieni la 4 posturi de televiziune care aparțin bossului dumneavoastră. Da, facem, nu, stai, nu facem.
Зеска, ну мой фачим, а что вой треса фачис? Домнули канду, яраш мацне бунитку фрумусеця до мне вастры треса волоц оглен жуаре, соведеться коло вампирий чего опар инфаций, ши соскрез де супра куруж, мэ лепет, де спекулаций. Ю приятельни, куча ж вре СНК. Шадин за парламент луй майнтеем вазут опи приветск пункт ю. Ду пакаре мэн трат пи паджинал домнули канду, шам вазут ка честа оттаят фрагменту куспичу до мне луй, ша пуспи паджина. Семке, есть и мэндру. Семка є потент. Мейлеска коло пі паджіна луй, лауді пісті лауді. Ну шиклара, стей паджіна луй, коло фані луй, любесні кондиціонат. Тот свак партій дін оті алу піді. Организация де тролля партии для демократ. Шею ларанду мюзик десмалетур, вряв шею салам барбатес пи домну канду. Ампостат видео ламене пи паджина, се вет карис реакцили. Шо вамени симпли, вамени дерин, кари пробабил, ну сунт фани думню астр домну леканду. Дар ку сигуранце ва причазы мунка, ве трансмиткати ва месажа. Хайдец сэм пермит селе читес. Де экземплу Николая ве трансмите. Не симти туле, че кутине, те ло вит лакап, а ю решть. Наталья сен трябе. Мие ми интересант, ел штии пи челу мес Рудослав, лафел се интрябе, есть уну априлие, яр роман конклюзионязе, кекатуле. Ну че, домнули канду, сперка апричаци фото умел. Вам адусла конуштенце в очах упорулы. Сперка дязам голосу аскултат слот майдес, пентру ке кум не кум, попорул ве... Юбеште? Ребятушки, вы мулцумескац привит пепизоду дястес, вам интересно, я еще не алумина сусунуты, ин тоталитате дюаменьковой, каримы рабды, макчепты, шмажуты сам чепуни, дели гури, пати чева, апоевян, ювакуприн лапепт, шитари ворог, так и ведец чева, нерегуларитате, иллегалитате, карися кумите, кумолдува, кумолдувени, снэпа пикчер, шифулсыц, долу хэштагурь, приму, держаемая биня, шадойля, пентрукаканду, поспус. Ларидири, епураж.